Stimați consilieri, stimați consilieri, bună ziua! Deci, în conformitate cu prevederile articolului 16 legii privind administrația publică locală, primarul orașului Iaurinia a emis dispoziția. Deci primarul orașului Iaurinia a emis dispoziția 394 de 19 noiembrie 2021 cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Orașenesc. La ședința de astăzi asistă 15 consilieri din cei 23 aleși. La ședința asistă primarul orașului Iaurinia, viceprimarii și aparatul primarului orașului Iaurinia. Conform articolul 19 al legii privind administrația publică locală, ședința Consiliului Orășănesc este deliberativă dacă la ea sunt prezenți majoritatea consilierilor aleși. Declar ședința Consiliului Orășănesc al Oveni deliberativă. Propun să onorăm simbolurile de stat a Republicii legii privind administrația publică locală pentru desfășurarea lucrărilor ședinței ordinare a Consiliului Orășenesc este necesar de ales prin vot deschis cu majoritatea voturilor consilierilor prezenți un președinte care va prezida ședința de astăzi. Vă rog, propuneți. Alte propuneri? Cine este pentru candidatura domnului Vlad Vitalie? Vă rog, pentru. Abținuți?
stimați colegi, mulțumesc pentru încredere să recurgem la examinarea materialului pentru ședința de astăzi. Cred că nu este necesar să abordăm regulamentul privire la ore de cuvânt, câte minute, o să ne conformăm exact, așa că să nu pierdem timpul. Avem proiectul de ordine de zi. Este o solicitare de a oferi un cuvânt care, conform legislației, se permite domnul primar de a interveni în cazul ședinței cu demers, discuții sau alte declarații. Cred că nu sunteți împotrivă. Cine este pentru, dacă se includem în ordine zi? Oricum. Domn președinte, stimați consilieri, eu sunt obligat să duc la cunoștință. Nu am avut posibilitatea să convocăm de 3 ori Comisia Juridică. Avem un regulament care stipulează activitatea comisiilor de specialitate, unde stipulează clar că în cazul când reprezentantul unei comisii nu se prezintă de 3 ori la comisie pentru a evalua toate propunerile și a examina proiectele de decizii care au fost înaintate, președintele comisiei este în drept să modifice componența comisiei. De aceea eu vă rog să luați în considerație faptul dat și astăzi se includ, deja este inclus în ordine de zi, pentru că o astea, dar eu vă rog ca să luăm în considerație și să avem comisii de toate de specialitate lucrative. Cei care nu doresc, urmează să aducem la cunoștință locuitorii orașului Loveni, pentru că ei au fost susținuți de locuitori și să avem, într-adevăr, o activitate cât mai productivă la noi în Consiliul Orașului. Atât am vrut să spun, vă mulțumesc și doamne. Suplimentar, cred că... Dacă îmi permiteți și mie să cuvântul. Deci, s-a propus încă câteva proiecte de decizie. Deci este vorba de proiectul de decizie 05/14 cu privire la stabilirea programului de activitate în regim non-stop, care a fost examinat în cadrul Comisiei Finanțe și Buget. Mai erau propuse încă 4 proiecte de decizie cu privire la examinarea notificărilor Oficiului Cancelarei de Stat Chișinău, însă sper drept în cazul în care nu s-a întâlnit Comisia Juridică, nu au putut fi examinate, de aceea nu îndrăznesc să le propun pe ordine de zi pentru a contraveni legii. Însă propun următorul, deja 05/16 proiectul la dumneavoastră, dar o să fie modificat în 05/15, cu privire la modificarea deciziei numărul 07/01 din 14 noiembrie 2019, cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate. O altă propunere este proiectul de decizie 05/17, care este la dumneavoastră, însă va fi 05/16, cu privire la instalarea indicatoarelor și marcajului rutier. Deci, la fel propun să fie excluse din ordine de zi următoarele proiecte de decizie. Rectificarea a fost examinată acum în cadrul Comisiei. A fost? Da. Atunci, dacă este, deci, dacă a fost în comisie. Nu pot fi examinate notificările oficiului, pentru că nu pot trece prin comisia. Și țin de ordine juridic, noi le-am exclus. Conform legii 436, sunt obligați să supunem întâi votul proiectul de bază, care avem ca ordine de zi, și apoi mă recurgem la propunerile de modificări care au fost propriu-zis excluse. Cine pentru a lua ca bază acest ordine de zi stabilite de administrare, vă rog votați, dacă nu sunt alte lucruri. Am încă... Acum recurgem la profunde. Tot la comisie. Vis-a-vis de comisie, că acolo sunt modificări. Am înțeles, domnul consilier, am înțeles că este împotrivă, abține, nu sunt. Înseamnă că avem ca bază și acum deja recurgem la examinarea propunerii de includere în ordine de zi a tuturor punctelor enunțate de doamna secretar. Noi nici nu le-am pus.
Nu a fost inclus suplimentar, da. Comisia lor nu s-a convocat, nu ai inclus. Înseamnă că la propunerea administrației, adică domnul secretar, a fost propusă de a modifica ordinea zi în includerea proiectului de decizie 05/14, da, cu privire la stabilirea. Proiectul decizie bară 0516, care el a fost 15, și însuși include proiectul 05/16 privind instalarea indicatoarelor SMI. Acestea sunt trei proiecte propuse de administrare, examinate la Comisia Finanțe. Cine este pentru includerea întrebărilor date în ordine de zi, vă rog votați. Împotrivă, abțineri, așa. Alte propuneri, domnul Potarciu, că înțeles că ați vrut vis-a-vis de comisie. Da, de comisie. Adică noi avem o întrebare, doar o mică, noi avem așa o întrebare. Bine, bine. Eu o propun la comisie, dacă ați fie, am modificat și comisie de fiscalitate. Ar vrea fie modificat și comisia de concurs care se trece. Domnul Pălmădeal, schimbi cu... Iată, eu vă spun la noi, că noi totuși știm, în fracțiune am discutat și am vrut să primim, dacă este posibil, o hotărâre. Să numim la fracțiune? Da. Asta alte propuneri nu sunt pentru ordine de zi? Bine, atunci supun în întregime proiectul ordine de zi cu modificările aprobate. Cine este pentru? Așa, împotrivă, abțineri. Înseamnă că recurgem la... Nu, dacă nu e inclus, o trebuie prin comisie. Dar nu a fost inclus în ordine de zi. Nu, el întrebarea este 05/10/04. Nu, este privire la acordul, aprobarea acordului înfrățării el este. Este, da, includem un proiect de decizie cu Bocșa. Aha. Eu l-am dat la toți. Stimați colegi, ar venit, adică până ce n-am început examinarea, dacă ca să ne ținem de condiție legii, ar venit încă o propunere de includere în proiect, în ordine zi, în proiectul 05/10, sub punctul 05/10.04 privire la aprobarea acordului de înfrățire și cooperare cu Bocșa, cu orașul Bocșa din România. Întrebarea este în ordine. Este întrebarea, a fost examinată la comisie, doar că nu este în ordine de zi de bază și de asemenea necesită examinarea. El este în ordine de bază, numai că e suplimentar. Am înțeles. Supun votul pentru a include proiectul de decizie 05/10/04, vă rog votați. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Mulțumim. Înseamnă că recurgem la examinarea în fond a tuturor întrebării. Prima întrebare cu privire la corelarea bugetului orașului Elveni în conformitate cu legea bugetului de stat pentru anul 2021. Doamna Elena, probabil că o să necesite raportare. Majorarea transferului cu destinația specială cu 88.300 de lei primite, după cum cunoașteți, a fost modificată legea bugetului de stat, prin care s-a mărit suma transferurilor cu destinația specială pentru primăria orașului Ioveni cu 88.300 de lei, care se referă la educația timpurie pentru cheltuieli de personal. Mama,
Dacă nu sunt întrebări și propuneri, atunci supun votul proiectul de decizie 05-01 cu privire la corelarea bugetului orașului Eugen cu comunitatea de gestă de voi. Conform proiectul de decizie, cine este pentru? Vă rog, vă împotrivă, abțină, s-a votat un anum, am creat cu privire la modificarea bugetului orașului Eugen și a votarea da, punctul 1 din proiectul, da, proiectul decizii privire alocare 18.000 de lei din fonduri de rezervă pentru 12.000 pentru nunțele de aur, pentru 6 nunți care deja și-au fost luni trecute. Și 4.000 de lei ajutor unic membrilor ansamblului de la Vineancă și 2.000 de lei în ajutor unic. Aici modificări nu au fost? Nu au fost modificări la primul punct. Dacă permiteți să trecem la punctul 2. Punctul 2 privede redistribuirea planului la minitor, la nivelul K4, după clasificația economică. Merge vorba de a regula planul la venituri, la finele anului se face o analiză, la unele tipuri de venit avem supravenit, la alte neexecutarea ca să fie și o imagină mai clară, se face regulare, procedura dată. În rezultatul examinării avem supravenit 634 de mii, care vor fi repartizate la punctul 3. Punctul 3 privede alocarea 634 de mii pentru 150 de mii amenajarea orașului pentru de sărbători de iarnă. 120 de mii pentru reparația drumului de acces pe strada Petru Ștepanuca 36, 180 de mii vestiar, procurarea vestiarului la stadion din sectorul Moldova, 100 de mii pentru procurarea băncilor și urnelor și alt mobilier urban, 34 de mii ajutor unic angajaților din sectorul de amenajare. La Comisie de Finanță a fost propus de alocat 50 de mii contribuția primăriei la proiectul Andrei Vartic, liceul Andrei Vartic a câștigat un proiect pentru reparație punctelor sanitare. Și aici închidem punctul 3 și să adaugă încă punctul 4. Se redistribuie 500.000 de lei de la programul aprovizionare cu apă pentru alocarea gospodăriei locative comunale pentru procurarea autospeciale. Asta e tot. Nu sunt întrebări. Nu de pare. Nu știu. Este să spunem directorul la gospodărie locală comunală, care autospecială și care necesitate are. Stimați consilieri, bună ziua. Domnul primar, am fost la comisia de buget și am explicat, dar explic și acum. Până la moment situația nu este cea mai rea la gospodărie comunală, dar mergem pe muchii de cuțit, pentru că în 2013, de când s-a procurat o autospecială nouă, în 2013, restul din 2005-2006. Dar din 2013 a fost acoperit tot orașelul Ialoveni cu tomberoane de capacitate de 1,1 litri, adică de un cub și 1, din plastic, care le poate încărca numai Ford-ul, care din 2013 a spus. Și altă alternativă la autospecială dată nu este. În cazul când, Doamne ferește, strâng chiar și pe o zi, pe două, noi nu avem alt mijloc de transport care să putem încărca. Sunt
gazoanele cele vechi din 2006, care ele se acoperă una pe alta, dar anume cele legate de tomberoanele care sunt toate, am acoperit tot orășelul Ialoveni cu tomberoane de plastic la clădirile cu multe etaje, nu avem altă auto specială. În cazul când, Doamne ferește, se deteriorează, noi nu avem ce încărca gunoi. Și am încercat cu forțele proprii să procurăm o auto specială de mâna a doua, dar nu ne permite legea și nu intrăm în bugetul. Da, și am făcut conform legislației, dar nu ne ajunge 500.000. 600.000 uneva le avem noi, din profit, care le avem pe cont, dar 500.000 le trebuiește de la primărie, pe un ajutor. E costă în jur de 1.100.000. Auto specială nouă, care se poate, putem să o folosim, nu alternativ la Ford, dar e o să fie folosită zi de zi, și o să avem și așa oferte cu unii stradelele, care, străzile care o să, locuitori o să ceară a doua, adică nu odată la două săptămâni, dar odată în săptămână, tot o să implicăm auto specială care o să o luăm. Adică sunt mulți străzi care vor odată în săptămână să fie luat cu noi, nu odată la două săptămâni. Și o să le oferim și posibilitatea asta, dacă o să avem auto specială nouă. Eu vă rog frumos, țineți, fiindcă acum este bine, dar Doamne ferește, v-am spus, și nu avem alternative chiar și de la privat să închiriem așa auto specială dacă străcă asta. Că nu este piața așa dezvoltată, că nu sunt așa. Noi am scris subiectul de sarcină că am fost la Cahul, am fost la Hâncești, unde tot au participat și au procurat practic aproape toate mașinile, practic 5, 6, 3, dar noi macaruna. Este vorba de model, din păcate, la așa preț numai Rosses, Next, este așa o mașină Next, specializată. Este, tot spun, au câte 2-3 ani și practic rezistă, e de cubaj mic, fiindcă noi avem alte alternative să luăm în orașul Ialoveni, dar noi, din cauza străzilor înguste, nu putem să luăm de capacitate mare. Să putem de 8-9 cuburi. 9 cuburi, asta practic, e practic, o să avem pe toate străzele, adică nu e import, că e mic strază, de atât așa am ajuns la așa, ca ei de sarsă și așa. Eu rog susținerea dumneavoastră, pentru că este orașul Ialoveni și trebuie să fie cel mai curat. Dacă să fie curat, trebuie să investim. Banii totdeauna, dacă o să apară probleme, în 2022, din cauza legii 500.000, gospodăria comunală e în stare să iei și un credit, numai dar acum trebuie de susținut proiectul, dacă să cumpărăm o auto specială. Că e foarte grav. Eu vă spun situația care este. Vă mulțumesc. Bine. Înainte de a spune votul, doar domnul director vreau să vă anunț una din inițiativele care au fost prezente la consultări publice pe imaginea bugetului și una din problemele invocate din majoritate era pe curățenie. Eu cred că și una din sarcinile care a sumat acolo a spus în timpul apropiat, e clar că noi evident la ședința Consiliului de astăzi, o să fie necesar să pregătiți un raport privind activitatea întreprinderii, să vedem unde este, adică să examinăm un raport amplu privind activitatea întreprinderii. Eu cred că în cazul ăsta e separat, dar de ce vă spun din start să vă pregătiți, cred că o să spun o să... Eu nu știu, așa știu cine a fost prezent cu noi, câți vorbeau într-un sum, colegi, nu doar eu. Asta nu este cuca mea, în principiu este toți într-un cuvânt o decizie. Deci spune cu ordine de la următoarea ședință. Da, exact. Și până atunci cred că o să fie și asta. Da. Dacă nu sunt întrebări la proiect decizie, care este avizul Comisiei Finanțe? Pozitiv. Dar mă supun votul proiectului decizie 05/02 privire la modificarea bugetului. Cine este pentru proiect cu modificările enunțate în discuții de doamna raportor? Cine este pentru? Vă rog votați. Împotrivă? Abține? Nu sunt. Este o abținere. Da? A. Nu, ca să înțeleg, că să nu mâna e pentru, da? Da, un anumit. Proiectul de decizie 05/03 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale. Înainte de a examina, știu că proiectul a parcurs toate procedurile necesare, inclusiv cu
consultările publice făcute în Casa de Cultură unde au fost foarte multe întrebări, cred că întrebarea dată să trezească multe dezbateri aprinse, dar să recurgem la nemijlocit examinarea problemei în care. Domnul Bogus, cred că raportorul să ne spune care sunt modificările făcute, operate și aprobate la comisie. Dacă sunt la comisie aprobate careva proiect comisie, cine sunt, în primul rând, dacă sunt avizul președintelor, da, ce scuză. Aș vrea să solicit avizul comisiei de specialitate și după ulterior, dacă au fost propus modificări și chiar aprobate la comisie careva modificări în cazul dat. Domnul președinte, ne spuneți, vă rog, comisie finanță. Sunt ceva propuneri de modificare la proiectul? Sunt. Prezența agenții economici care au solicitat de a modifica de la punctul 13.1 de la 80.000 la 60.000 de a micșora taxa pentru unitățile de comerț pentru realizarea produselor petroliere și gaze licitate, precum și punctul 13.2, comerț pentru realizarea produselor petroliere de la 60 la 50.000 de micșora taxa, la punctul 20.2 la spălătorie auto de la 10.000 la 7.000. 20.2 de micșora de la 10.000 la 7.000. Dar, iarăși, suntem aici, suntem constituiți, care, ca cum ai cazul, să ne expune fiecare cum vă mă revine. Sunt ceva propuneri? Nu știu, la comisie, dacă s-a zis. Care a fost taxa anul trecut? Au fost, noi, evident, că au fost anunțate toate modificările. Domnul Bogus, care fac? Care fac? Secundă. Anul trecut 40.000 la 13.1, 30.000 la 13.2. Oricum s-o mai e. Respectiv la 20.2, 6.000. Acum e 7. Ele s-o mai e, dar în măsura care propunerea de majorare nu a fost acceptată în totalmente, cu modificări de majorare. Da, domnul. Domnul președinte. Eu personal nu cred că măcar ești posibil să faci lucrul ăsta. Lucrul ăsta e foarte mare. El trebuie modificat orice sumă. Adresa să fac un economist, specialist, care să stea cu lucrul ăsta, nu atât trebuie să stea o lungă zile sub scoală de masă. Ce înseamnă sumă care o punem noi la o întreprindere? De unde depinde ea? De unde? De la profit. Înțelegi? Noi trebuie să avem cum a lucrat întreprinderea celul anul trecut, cât are, 100.000, 10.000, ori 1.000.000. De aici se începe. Dar noi punem sumele astea, ne uităm de anul trecut. Eu înțeleg că nu-i timp. Eu înțeleg că nu-i când. Înțelegi, mă, dar să le punem din cap așa că este, eu să pot că asta nu este normal. Și uitați-vă la două sume. Deci, farmacia. 35%, deci stanția pe cu 60, cum pune. Nu poate să fie așa, fiindcă stanția pe cu e dat de stat. Profitul normativ e 10% acolo ia, când în țări civilizate, dacă businessmenul are profitul 2-3%, el cel mai bucuros din lume. Așa cum este acolo, nu poate să fie așa, asta nu e corect. Eu înțeleg că anul ăsta ia de schimbat ceva aici, imposibil. Nu-i timp și nu-i când. Noi trebuie să-l primim așa cum este. Dar măcar la anul, eu trebuie să fie modificat fiecare cifră. Nu luat așa e din cap și depus.
Asta nu este corect. Mulțumesc. Eu nu trebuie. Nu trebuie. Dar mesajul dumneavoastră am înțeles. Propunerea aveți? Eu propun. Anul viitor, anul viitor să facem ca lumea. Alte propuneri nu sunt. Sunt alte propuneri? Nu, dar eu n-am fost la dezbatere publici. Pur și simplu am vrut să vă dau o întrebare. Ce explicație a fost că sunt micșoreață totuși la o sumă la alta? Totuși motivul. Dacă îți face ceva să eu, nu pot să... N-am fost... Participat în întâlnirii publici. Au fost prezenți agenții economici care au examinat proiectul de decizii în comparație cu anul trecut, anul prezent, care s-a propus proiectul de decizii. S-a solicitat de a micșora taxa de la 80.000 la 60.000 la punctul 13.1 și la 13.2 de la 60 la 50. Mai mult că atât vreau să aduc la cunoștință domnul Vonceanu că administrația publică locală nu are acces la baza de date a vedea venitul și profitul agenților economici. Taxele se fac în dependență de titlul 7 cod fiscal și nici de cum în dependență de profitul agenților economici. De tot. Nu, eu radicat pur și simplu să vă întreb dacă dacă la Strășeni tot am niște consilieri care am vrut să întreb la noi cam să deosebește o leacă de la taxele lor și taxele noastre. Și motivul, totuși că viața economică... Strășeni, în primul rând, Strășeni este un municipiu. Da, da. Totuși e mai mare decât la noi. E mai mare. Eu am făcut comparații cu municipiul Chișinău, care suntem învecinați, cu municipiul Câncești, care am făcut comparații. Am examinat taxele locale la ei, la noi, respectiv este o tendință în fiecare an de a majora cât de cât taxele pentru a avea un buget relativ ca pentru a asigura orașul Lovin cu un buget normal de activitate. Domnul, respectiv, din anul trecut, din anul ăsta s-a modificat. Eu, părerea mea, eu o să ne expun pe vot, pur și simplu. Fiecare poate de întrebare. Eu mă uit, într-adevăr, în Strășeni, cum ne-am consultat cu consilierii ceilor, zici că, într-adevăr, sunt măcșorat. Deci, uitați-vă la noi și uitați-vă. Vedeți, nu poate e altă situație cu benzinările, poate n-au profit. Dar e tot într-o sistemă să află, înțelegeți? Tot într-o sistemă. Din câte eu nu cunosc, alte orașe nu au aprobat. Eu știu, dar e... Nici bugetul, nici taxe locale. Bugetul, la deși, sunt de pregătite. Deciziile că... Preia pregătia, votașa, la vot, îți două lucruri diferite. Nu, proiecte de decizie, într-adevăr, domnul consilier a dreptat, eu cunosc, noi primarii ne convocăm, într-adevăr, Strășeni a pus taxele sub nimic, noi nu ascundem, dar noi am analizat și alte orașe, haideți să vedem să nu vă considerați situația agenților economici. În comparație cu municipiul Strășeni, eu mai multe stații PECO care se află chiar în mijlocit pe marginea drumului. Mai mult și le-a pus taxa mai mare. Și e drum național, cum ați spus. Noi am luat în considerație pur și simplu, reieșând din proces câte de față. Câte stații noi avem? 8 stații. 7, dacă nu greșesc. 7 și una asta, e mic. Nu poate să fie așa, anul trecut. Benzina costa 14 lei, profitul era 1,40. Acum costa 20 lei, profitul 2 lei, prețul noi al unui micșorăm. Să diric și mai bine. Propus anul trecut pe 40, și au propus 80, care noi, de acord cu consultări publice, am decis să punem 60, șocul prea mare, 100%. E bine așa, anul este 20, dar anul să ne punem 20, mergem pe creștere. Asta e ok. Dublu într-un an, vă dați seama. Vă dat întrebare cât măturină costă atunci și cât e amuia. Venitul de prindere e așa. Este prețul măturină, prețul de bursă, plus un fie suplimentar care este și este marja de eroare nu din procent, dar este o sumă fixă, nu mai mult decât. Deci, indiferent dacă 15 sau 20, venitul e că se poate adăuga doar 2 lei la lei. Deci, în momentul ăla nu are. El nu adaug, el e de distractiv, e de ucide. El este agent economic și poate să-mi spui ceva. Sunt de la Făgeni, de la stația alimentară. Profitul la timp de față nu este mai mult de 1 leu. Nu vă uitați pe prețul, e la panul 20 lei, dar profitul nu este mai mult de 1 leu. Una. A doua. Dar nu se face corect să iei 100% de anul trecut pe anul ăsta, să dublează iară. Eu aș spune altfel. Ar trebui de luat ori după metri pătrat, ori după stație unde s-a, ori după venire. Nu poți să spui
o stație, 80.000, tot aceeași stație, unde ședeam loc, tot 80.000. Nu toate dau tot una. Ar trebui o leacă de uitat după vânzări sau de uitat după loc, după metru pătrat, cumva de modificat ceva. Iată situația nouă, trebuie să le divizăm, domnul Bogdan. Ia să divizăm. Dar până la urmă nu se poate așa că... Independență de codul fiscal, nu? Veniți la agentului comun. La municipiu Chișinău, e o dependență de coloană. Stația dacă are două, trei coloane, dependență de coloană. Nu, dar spune și aici pe coloană, dar nu putea spune... O stație de mai bine, de mai am cel. Era 35.000 de lei pentru o coloană. Stimați colegi, eu vreau să intervin doar în discuțiile date. Mersi, mulțumesc pentru. Ca o simplu moment. Exact ce și dumneavoastră a spus, menționat domnul Oceanu, domnul Potarșenco, exact lucrurile astea le-am spus direct la agentul economic și am avut în ziua de public. Acum, la ședință, ca să fim mai cu lucrativ, este un simplu lucru. Noi chestiile astea, de ce, majorări, am discutat, le-am spus-o direct, eu am vrut să le pun mai mult. Exact cum am spus dumneavoastră. După multe discuții, convenim cu toți colegii, avem ședința unde avem propuneri concrete. Suma X. Este propusă această sumă. Dacă sunt careva propuneri argumentate, cu care n-ar trebui să fie, vă rog, propunem. Dacă nu sunt, hai să recurgem la examinarea în for, la întrebări date. Dacă sunt propuneri, să modificăm o sumă, altă sumă, care o spuneți, eu sunt de acord. Eu am propus mai mult, dar eu mă conformez majorității care au fost noi discutați. Eu chiar am fost la ședința care spuneam. Trebuie exact cum domnul Onceanu mi-a spuneți, exact și eu vorbeam, dar eu iau în considerație că suntem un colectiv comun. Acum sunt propuneri vis-a-vis de cele date enunțate. Dacă sunt propuneri. De modificare. Domnul ședință, eu totuși nu înțeleg. Cum acolo farmacia? 35.000 stanțe pe cu 60.000. De asta eu nu pot înțelege. Propuneți dumneavoastră. Ce propuneți? O ce? Deci, specialiști se modifici cum normal. Nu, nu, eu v-am spus, specialiști normal, nu așa ea, trebuie să o cotit cu creionul, să o cotit de bătșit primele. Corect. Numai nu așa. Domnul Cea, corect, cum spuneți, dar iată, noi suntem consilieri, vinem cu propuneri. Eu știu cât cifra de afaceri e, că eu sunt consilier, eu vă formulez, parafrazez așa, indirect. Eu vin cu propunerea, nu 30, atâta, dar vin argumentat, acum eu nu pot, vă spun, de atâta vă întreb. Dumneavoastră, aveți ceva propune? Eu nu pot să propun, dar ești ce? Bine. Dacă nu sunt, am înțeles. Alte propuneri. Activitatea agențiilor economici nu se limitează numai la achitarea taxelor și ei direct ceea ce se referă la profit, achită impozit pe venit din activitate, care direct influențează profitul și achită procent. Reglementarea taxelor locale conform codului fiscal, articolul 7. Acolo complet alte criterii. Și consilierii au dreptul de a stabili, după care criterii stabilește, nu numai profitul. Lena, dumneavoastră economist... Nu, trebuie să ne bazăm... Lena, dumneavoastră economist, trebuie să poată așa, că agentul economic poate să activeze mai departe, să nu-i punem suma aceea că anul el se lepede, să ducă, să fie în mijlocul cealaltă iar, unde el poate să lucreze și noi să avem pierdere. Înțelegeți? Da, are subțirii aici. Au fost organizate audieri publici, au avut posibilitatea agenției economici cu interesat spărcit, participe. Bine, eu înțeleg. Poziția dumneavoastră în fond, o posibil corect, dar dați să devin mai exact. Avem propuneri sau nu avem? Dacă nu avem, supunem votul proiectului decizie. Sunt propuneri? Nu. Nu, vă mulțumesc. Înseamnă că supun votul. Da, da, domnul președinte. Dacă cunoaștem, s-a modificat astea două, de la 13.1, 13.2, da. Și inclusiv de la 20.2, scărătării auto au fost propunere de 7.000. Da. Propunem, nu este au fost enumerat. Deci propunem la vot schimbate, asta, sau la vinim? Asta așa am vrut să vă fac, da. Sau punem la vot în regim. Exact. Eu asta așa am vrut să mulțumesc, exact am vrut să. Eu supun vot, propunere de modificare, proiectul de decizie, corect este, nu, corect ar fi, după procedură, supunem votul prezentat inițial, modificările propuse și deja așa în ansamblu. Poate punem la vot propunerile propuse, 13.1,
Hai să punem votul atunci propunere aprobată la Comisia Finanță. Cine este pentru proiectul de decizie în formatul propus cu modificările propuse și aprobate cu aviz pozitiv la Comisia Finanță? Cine este pentru cu modificările date? Vă rog, votați. Cine s-a abținut? Două persoane s-au abținut. Două. Acum împotrivă? Și una. Și una împotrivă. Așa. Inițială propusă de administrație care a fost expusă inițial, cu toate variantele inițiale. Cine este, atunci supun votul varianta inițială, cine este pentru proiectul de decizie în varianta propusă de administrație, dar la care la punctul 13.1, 13.2 sunt cifre inițiale de 80.000, 60.000 și 10.000. Cine este pentru proiectul dat, vă rog votați. 6, 7, 8, 9. Cine este împotrivă? Abținut. 2. Stați un pic, împotrivă. Împotrivă. 2. Abținut. 1, 2, 3. Așa. Înseamnă, taxele nu trecut, tot le modificăm, tot se propune. Ședința următoare. Înseamnă, proiectul de decizie 05403, nu acumulat. Proiectul de decizie 05/04. Privire la stabilirea cotelor impozitului funciar pe bunurile imobiliare. Raportor. Raportor, doamna Nina taxele care au fost înaintea. Trebuie să propuneți la zero taxe, nu e nicio problemă, dar trebuie să fie normal. Cei ce am făcut noi asta, trebuie să fie încercetat. Și noi la formație citim, practic, noi sunt taxători, la formație citim taxe. Este regretat, dar eu nu am gândit să mă fac pentru ședință, nu răspund de taxe. Noi, eu de la anul închis bugetul, nu fac absolut nimic, dar dumneavoastră convocați ședința extraordinară, spuneți că nu-ți mă zică.
veniți dumneavoastră propun, vă rog. Pentru că dumneavoastră ați făcut un precedent care el e pe frumos. Toată autoritate. Noi, practic, nu să avem autoritate. Gata, noi apoi nu putem face. Este procedura legală. Solicitată informația și de către de la juristul primăriei pentru că decizia cu privire la taxele locale aprobate se transmite către serviciul de colectare a taxelor, care în mijlocit colectează din teritoriu toată suma și este mult mai mare decât acele 5% care dumneavoastră le-ați anunțat. Fără decizia de aprobare a taxelor locale, serviciul nostru fiscal nu o să poată să colecteze. Deci da, este asigurat că vor fi aplicate taxele
de anul trecut, dar asta deja atinge prognozarea bugetului pentru anul 2021. Însă, Consiliul este deliberativ, reprezentativ și el decide prin decizii de sale. Dar domnul Chilaru, consilierii nu știu lucrurile astea. Ei consilier că poate gândărăt acreditarea, dar e de apel. Aici mai este aici apare o altă discuție. Noi am planificat 3 milioane de euro în buget. Noi spuneți că noi avem, de fapt, mai multe de colectări. Înseamnă că noi suntem planificat bugetul cum trebuie. Deci este ele vin transferurile de la stat, tot din colectarea taxelor este locale, care sunt prevăzute în decizie. Deci noi 3 milioane avem numai taxele pe care noi le colectăm, funciarul și pe imobile, astea sunt trei. Da. Restul care vin de la agenții economici și le culeze serviciul desconcentrat. Dar oricum, nu-i sfârșitul lumii. Se va expune autoritatea specializată, va fi atenționat decât și cancelarea de stat, o să ne descurcăm într-un mod oricare. Da, nu era de dorit. Bine, atunci, după cum am înțeles propunerea noastră, totuși de a examina proiectul de decizii, dar bine, recurgem la examinarea, eu consider că dacă ne-a spus drag în aceleași condiții, hai să examinăm proiectul de decizie, dar sunt careva propune demn la vis-a-vis de acest proiect, sau dacă nu, propunem să supunem votul. Cum spuneți asta? Nu, eu cred că este o ședință totuși publică și cei care nu sunt prezenți în sală, dar urmăresc normal, ar fi bine să fie o prezentare a bugetului. Da, exact. Să cunoască. Noi, după asta, spunem din părere. Atunci ascultăm raportul doamnei colegi, vis-a-vis de proiectul de decizie. Da. Și după aceea vom vedea. Cerca 5 milioane avem creștere.
programul învățământ, unde avem trei grădinițe și școală de arte. Suma se formează din transferul destinației speciale care le primim din bugetul de stat și, așa, simplu cum le numim, plată părintească la instituție de date. Constituie, programul învățământ constituie 24.558.000. Primărie și Consiliul Local avem preconizat 467.000, 4.670.500. Programul drumuri și transportul public, aici avem suma destul de esențială, circa 13.000.000. Cultura. La cultură avem bibliotecă, trei colectivi populare și măsurile cultural-sportive. În total, 1.275.400.000. Dezvoltarea comunală și amenajare, 3.501.000. Programul aprovizionare cu apă, 1.000.000. Fondul de rezervă, 400.000. Și iluminatul public, 2.000.000. La fel este dinamică cu anii precedenți. E cel mai mare creștere aici avem la programul drumuri și transportul public. După cum vedeți, în anul 2020 am avut 4.000.000, în 2021 6.300.000 și este preconizat pentru anul 2022 13.000.000. Restul... Ce se referă la educația timpurie? Trei grădinițe, avem 1.100 de copii, costul întreținerii unui copil pe an e 17.208 lei per copil. În total este preconizat pentru aceste trei grădiniți 18.929.300 lei. Majoritatea este pentru cheltuieli de personal, alimentație 2.000.000 și serviciile comunale. Și la învățământ, încă am vrut să menționez că noi ne-am adresat la Ministerul de Finanțe cu solicitarea să ne aloce adăugător din transferul și destinația specială 2.135.000, care sunt deficit pentru reținerea acestor instituții. 1.000.000 pentru Primărie și Consiliul Local, 4.670.000, după cum vedeți, tot. Salarizare, serviciile comunale și alte. Instituțiile de cultură, cultură și sport, 1.275.500 lei, pentru bibliotecă avem 527.500 lei. Colectivele populare 448.000 și măsurile culturale pentru tineret 150.000 și pentru sport 150.000. În total face 300.000. Dezvoltarea comunală, amenajare și iluminatul stradal 18.281.000 și 200.000. Drumuri și transportul public 13.000.000. Провизионария по АПА 1.000.000, амнажария территории 3.500.000, шелуна, страдал дом. Нишинко, дата репарации друмур и лошадь транспорту публик, чирка 13.000.000, один трикарий 1.500.000, компенсация келтуеву петлеру лору петру транспорту публик и лихвы. Троллейбусу шелутан Eu totuși propun să trecem la anexele din decizie. Aici schimbări practic nu sunt. Nu mai repet toate cifrele care le-am citit până acum, dar vreau să mă opresc la anexa 8, că au pervenit la ședința Comisiei de Finanțe, au pervenit unde modificări. Din anexa 8, punctul 1,
după cum vedeți, primărie aparatul, da? În paranteze, în loc de 25,5, se prevede 26,5 unități. Și respectiv, în coloniță 4, 31,5. Și la punctul 11, în coloniță 2, să adaugăm paranteză, 5 unități prin contract. În coloniță 4, avem 38. 10, da? Eu totuși, poate și eu. Doamna Chilară, rog. Poate eu am greșit. Da, eu am prezentat 10 unități contractuale. Da, eu văd că aici. Da, eu cer scuze, într-adevăr, 10 au fost și în coloniță 4 o să fie 43,5. Merge vorba de contractele de individual de prestări servicii. Prestări servicii. Da. Și mai alte modificări nu au fost. Cam suma la total schimbă. 306. Da, și suma la total schimbă cu, da, 306. 23. Dar întrebări mai sunt la raportor? Nu știu, propune. Nu știu. Înseamnă că au convenit propunerea tot administrației de a comunicare la anexa numărul 8. Supunem în întregime deja cu modificările, că au fost avizate să înțeleg pozitiv. Da, supunem deja cu tot cu modificările date. Da. Cine este pentru proiectul de decizie 05/05 cu toate modificările enunțate, vă rog votați. Împotrivă, abține, unanim. Proiectul 05/06, privire la aprobarea normelor de consum de combustibil pentru anul 2022. Doamna Palina, raportor. Da, nu, aici e un raportor. Nu s-a schimbat nimic. La pădurare s-a solicitat încă 70 litri. Problemele care apar, cum e. Noi, comisia, am stabilit că aducem la cunoștință din ce considerente am luat decizia respectivă. Am avut săptămâna trecută un caz, am fost după la Căușeni și Evan Vodă, un copil de-a nostru a părăsit casa. Vă dați seama, mama nu vrea să-l parieze, nu vă dorea să le iei. Evident că noi am făcut acea plăcau cu acolo de 40 de ani pe situație. Totuși, doamna viceprimar, cu poliția împreună, practic a venit dimineața, sara mi-a sunat, dimineața la acasă, dar am adus copilul cu siguranță. Și evident, în cazul ăsta, noi nu avem chef. Cheltuie suplimentare care nu sunt prevăzute. De ce am considerat să adăugăm punctul respectiv? Ca în caz de situații de șepte, care nu sunt prevăzute, noi suntem în care noi să acoperim. Evident că ei conduc mașina de serviciu, dar noi nu am avut recomandat în sensul. Am întrebat. Totuși înțeleg, în ziua de azi, 2021, și noi am aflat că este așa ia cuvânt din anii 50 ani în urmă, limit. Care limit poate să fie în ziua de azi? Benzină cât vrei, motorină cât vrei. Una. A doua, domnul Radu, eu vreau să înțeleg cum primești la lucrul ta șofer, așa-i? L-ați primit, el trebuie să lucreze, să-i dai lui ia. Cum el să lucreze dacă mă dai, îi dai 3 litri jumătate de benzină? Cum el să lucreze? Ori alta, Skoda Octavia, cum să lucreze cu 7 litri? Eu asta
mă stârg, dar nu pot înțelege. Cum? Pentru ce l-ai luat? Pentru ce mă tai plătești o leafă? Nu, asta nu este normal. Logic, eu nu știu legea de stat ce privede acolo. Dar asta, după cifrele, asta nu e normal. Noi ne râdem noi de noi. Domnul Ocean, veniți la comisie și dați să ridicăm întrebările de comisie. Dacă eu nu vă întreb pe dumneavoastră. Eu știu, dar nu facem noi. Eu nu vă întreb pe dumneavoastră. Domnul Consilier, ce sunt propunerile care v-a propus? Hai să ai propunere. Domnul Consilier are totală dreptate în ce se spune, însă nu ține de asta legile, astea sunt hotărârile de guvern. Dar noi toți vrem să trăim mai bine, să avem salarii mai mari, dar dacă legea nu ne permite. Un viceprimar ca să aibă, un primar ca să aibă viceprimar, ca să aibă șofer, trebuie să fie de genul feminin. Nu este oare o discriminare cu un viceprimar cu un rupt fără șofer? Bine, dacă nu sunt alte probleme... Dar legea nu permite viceprimarul de genul masculin să aibă șofer. Așa. Stimați colegi. Indiferent de numărul populației. Înainte de a supune votului, vreau să supun votului propunerea. Propusă în cadrul comisiei, includerea punctului 2, pentru situații neprevăzute de serviciu. Cine este pentru... Supun punctul 3, da. De la 210 litri la 280. Așa. Aici propunerea a fost punctul modificări la punctul 1, 3, de la 210 la 280 și includerea punctului 2 cu conținutul pentru situații neprevăzute cu 4 subpuncte și respectiv punctul 3 devine punctul 4 și punctul 4 devine, adică punctul 3 devine punctul 4. Sunteți de acord pentru, dacă propun vot, cine este pentru modificările enunțate acum, vă rog votați. Așa. Împotrivă, abțineri nu sunt. Atunci supun votul întregime proiectul de decizie 05/06 cu modificările care am fost acceptat. Cine este pentru, vă rog votați. Împotrivă, abține, vă mulțumesc pentru. Punctul 0506. Cu privire la aprobarea statului de personal al primăriei orașului Ialomir. Aici sunt denunțate 31/5 unități deja cum indicate în anexa 8, așa? Doamna Panin, văd că sunt incluse, dar 31 deja în modificările state de personal, exact așa cum sunt în anexa 8. Cum sunt decizia de aprobare? Sunt careva întrebări, este și anexa numărul 1 la decizii, care se include cât, dar sunt ceva în propuneri, întrebări? Nu sunt, da? Supunem votul. Cine este pentru proiectul de decizie 05/07? Vă rog, votați. Împotrivă, abține, nu sunt. Proiectul de decizie 05/08, privind acordarea scutirii de plată lunară pentru întreținerea copiilor în instituții preșcolare. Supunem votul, da? La punctul 17 a fost completat, noi dăm citire, pentru că sunt dat cu caracter personal, așa se duce. Adică tot în modificare nu se întâmplă. Da, a fost completat. Completat. Așa, așa. Am înțeles. Atunci supun întregime cu completările care menționate de dumneavoastră. Cine este pentru proiectul de decizie 0508? Robotă. Împotrivă? Abținut? Privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului Orășenesc pentru trimestrul 1 al anului 2022. Anexa, dacă se propune. Capitolul 3, punctul 1, zi de audiență să fie zi de joi. Zi de joi. În loc de luni, zi de joi. Supun deja votul cu modificarea inclusă, în loc de luni, zi de joi, în întregii proiectul. Sunteți de acord, da? Da. Cine este pentru proiectul de decizie, vă rog votați. Împotrivă, abținut. 05/10
17/01, privind la aprobarea acordului de împărțire și cooperare, de la poporul primar. Dar, spre colegiul parvenit, este și prezentat documentul Uniunii Artiștilor de Republica Moldova. Ei vor să avem un sală analogic. Dar prin fapt că eu promit să vă fi susținut de ei municipiul. Deci am considerat oportun să înaintăm în acest demers și să punem la vot propunerea ta. Întrebări? Nu. Care subiectul vă promit? Subiectul 05/10/01. Înfrățirea cu județul Iași, municipiul Iași. Propunerea dată parvine ceea ce a spus domnul primar, că inițiativa vine din cadrul, din partea Uniunii Artiștilor, Uniunii Artiștilor, fiindcă ei... Noi am avut-o examinat cazul dat la Comisia Educație. Învățământ, cultură, asistență socială și muncă. Așa. Cine este pentru proiectul de decizie 05/10/01? Vă rog votați. Împotrivă? Abținuți? 05/10/02. Frățirea cu Vaslui. Aceeași situație s-a adresat familia Ungureanu, Consiliul Raional Elăvin, Secție de Cultură, cu referire la frățirea cu municipiul Vaslui. Ieșind de fapt că avem un proiect comun cu Consiliul Raional și Casa de Cultură de a face unele remanieri și o să fim susținut de municipiul nostru. Ceea ce facem noi astăzi, am propus pe ordine. Trebuie. Sunt. Propun, supun votului proiect de decizie 05/10/02. Cine este pentru? Vă rog votați. Împotrivă? Abține? Nu sunt. Mulțumim. 05/10/03. Acord de frățire cu județul Argeș, comuna Țițești. Avem un demers de la Comuna Țițești, că el este înregistrat, noi l-am anexat la materiale, am considerat oportun să-l includem pe ordine. Supun votul atunci, dacă nu sunt întrebări, supun. Cine este pentru proiectul de decizie 05/10/03? Împotrivă? Abținuți? Vă mulțumesc. Așa. Și după proiectul de decizie 05/10/04, inclus adițional, cu orașul Bocșa, județul Caraș-Severin. Aveți proiect de decizie pe masă? Da, am avut o întâlnire cu domnul primar. Domnul primar a solicitat ca să avem această împărățire. Noi am dat curs acestor anilor și autorități locale, de ce noi suntem, și am considerat-o ca să fie un comun pe ordine. Domnul Ancean, cine este, dacă nu sunt întrebări, supun votul. Cine este pentru, vă rog votați. Împotrivă, abținuți. Proiectul de decizie 05/11, privind la acordarea spațiului neutilizat în comodat. Raportor, domnul Bob. Modificați, vă rog, de suprafața. 58x38 m². 58x38. 3 birouri. Este vorba de birou poliției. În subsol. Da, în subsol. Întrebări? Nu sunt. Atunci, supun votului proiect de decizie 05/11 cu modificările de suprafață. Cine este pentru, vă rog votați. Împotrivă? Să nu? Mulțumesc. 05/12/01. Privire la rectificarea titlului de autentificare. Comisia va tot trecut? Da, la comisia noastră. Comisia funciară, convocată în ad hoc, i-a dat aviz pozitiv. Aici sunt întrebări și ține de greșeli, de astea, greșeli tehnice în titlu. În loc de Bazan Ilia Ivanovici, Bazan Ia Ivanovici. Dacă nu sunt întrebări,
supun votul. Cine este pentru proiectul de 050-12? Vă rog, votați. Împotrivă, abținut. Proiect de decizie 05-12-02, de asemenea, privire la rectificarea, care se atribuie de asemenea greșelilor în titlu, în loc de Anatol Petru, Anatolie Ion. Dacă nu sunt întrebări, să pun votul. Cine este pentru proiectul de decizie 05-12-02? Vă rog, votați. Împotrivă, abținuți. Proiectul de decizie 05-13 cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului Rușinești. Rușinești propun. Domnul Oceanu. Cine este pentru? Vă rog, vota. Împotrivă? Abținuți? Împotrivă 1. Și abținuți. Și abținuți. Abținuți 0. 14 pentru. Proiectul de decizie 05-14 privire la stabilirea programului de activitate în regim non-stop. Dispozitiv. Sunt întrebări? O să supunem vot. Cine este pentru proiectul de decizie 05-14? Vă rog, votați. Împotrivă? Abținuți? 15 pro. Proiectul de decizie 05-15 privire la modificarea deciziei numărul 0701 din 14-11-2019 cu privire la constituirea comisiei consultative. Așa, aici cred că e cazul să vă expuneți fiecare reprezentant în comisie. Aici am înțeles că problema constă în procedura de convocare. Da, eu să mă expun, eu m-am expus la comisie de spectații, să mi-am spus ieri unul asistență, eu cred că o să informez și elovinienii, pentru că nu este ok ceea ce se întâmplă în Consiliul Rușinești Elovieni. Unii consilieri demonstrativ refuză să vină la ședințele comisiei de specialitate. Deci, unul, doi la mână, avem un regulament unde se spălează. Dacă consilierul timp de 3 ședințe care au fost numite nu s-au prezentat, ce s-a întâmplat la noi în Consiliul Rușinești Elovieni, între comisii propune de a exclude membrii care sau membru care au lipsit aceste 3 ședințe consecutive. Regulamentul dumneavoastră al aveți, puteți să faceți cunoștință, de aceea noi am propus la ședința de astăzi, la Comisia de Specialitate Juridică, să fie înlocuit unul dintre 3 consilieri de la platforma, da, care nu s-au prezentat la aceste comisii, cred că demonstrativ, pentru că altă concluzie nu am. Dar comisia nu este lucrativă și noi am propus ca să fie schimbat, în special că nu s-a luat în considerație numărul de consilieri în fracțiune. Deci ei au mai puțin consilieri, dar nu știu și mai mulți consilieri de la dânsul sunt comisia. Deci comisia. Bine, dumneavoastră decizi, eu am propus dumneavoastră decizi. Da, propune. Vreau să fac eu un pic remarcă la acest capitol, deci să știe toți că suntem deci împreună formal, adică probabil o fracțiune de locul acum. Suntem două grupuri de partide în cadrul blocului, este grupul PAS, grupul Platforma, da? Când am reprezentat atunci în comisie, am reprezentat după criteriile profesionale, de care și domeniu, mă rog. S-a primit așa că în comisia buget, economie și finanță sunt 3 colegi de la platformă, de la Partidul Acțiunii Solidaritate și un coleg numai este de la platforma DA. Și invers, a primit la Comisia Juridică, sunt 3 colegi de la platforma DA și unul de la PAS. Pentru ca să rezolvăm această problemă, aș propune așa, că de la Comisia Buget Finanță un coleg să fie numit în Comisia Juridică și de la Comisia Juridică și o să primească, suntem doi exponenți în blocul acum, o să avem 2 acolo și 2 acolo. Și eu sper că o să activitate, o să fie, nu o să avem divergență. De ce eu aș propune așa, deodată am început, că de la blocul
acum o să vorbesc, să fie trecut în comisie, să fie trecut în comisie juridică pe doamna Duschinescu. Și de acum colegii de la platforma ta, eu știu, sunt eu, de exemplu, aș vedea pe doamna Drăguțanu, pentru că este totodată înțeles că activează în domeniul respectiv la raion și ar fi bine cu ce, dar este colegul dacă eu știu să expun. Asta eu văd, dar ok. Eu încerc și să intervin, atunci am spus-o. Nu, știi că câteodată ești modest, dar eu chiar m-aș implica și eu activ la comisiile funciare, sunt activ, vin. Eu sunt în afară de asta, sunt, am masterat un drept. Lucrez în domeniul dreptului. Nu că s-o spun, eu vreau să intervin ca să pot ajuta la comisie. Dacă e acceptabil, poftim. Că atunci, când am propus, s-o uitat sceptic. Dar nu, ne-a să decideți că colegial, dacă e necesar, să fie inclus, ok. Eu chiar m-aș include în comisia juridică, dacă dumneavoastră considerați că e ok. Dacă nu... Eu nu văd o problemă, dar trebuie să rectificăm de cum ați ceilalți. Eu v-am spus, eu v-am propus. Eu nu văd o problemă, dar vreau să participați la tine. Bine, eu am propus. Pentru că fiecare consilier cu până 436 trebuie să fie membru cel puțin la una obligatorie. Deci, dacă începe să vă schimbăm, trebuie să căutăm alternative staționare din bar și numărul crește, și atunci există același risc. Vrem colegii de la Partidul Democrat și Adevăr să expună dacă ar fi ok ca să nu supărăm să fie o înțelegere corectă în activitatea noastră de consilier. Pe cine ar propune ei în comisia dată modificări? Dacă există o posibilitate. Doamna, dumneavoastră. Eu am înțeles. Eu nu sunt drept ca să propun pe cineva ca să modifice. Pentru că sunt unele proiecte de decizii care nu au fost examinate. Din vina asta, nu din vina lor, asta nu ne-i spune. Nu putem vă spun că sunt... Noi nu știm motivul de ce doamna nu s-a prezentat sau de ce persoanele nu s-au prezentat. Eu tot nu m-am prezentat la Comisia Finanță și Buget pentru că am avut nici eu. Eu nu m-am prezentat din motive personale. Și am anunțat-o pe doamna Mâță. Dar nu am nici pauză. Dar eu nu pot să hotărăsc pentru cineva. Ce de ce? Îți facem un teatru. Spun așa, dacă persoana nu e prezentă, noi nu putem să primim nimic fără dânsă. E motivată, ori nu e motivată, dar nu știu. Dar nu trebuie să facem de pauză. Hai să ne respectăm. Dar nu trebuie să mi-acordați nici un minut. Eu fără persoanele care sunt aici nu iau hotărâri. Dar nu telefonez pe nimeni, eu nu știu din ce motive dumnealor nu s-au prezentat. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, ar fi sigur că corect, dacă să vorbim așa, că într-adevăr să ne acordați cu un minut, măcar cel puțin, ca fracțiunea să se întrunească într-un minut să discute. Dar eu nu văd necesitate, vă spun, pentru că într-adevăr doamna noastră poate rezolva și vă spun, colegii am discutat, am sunat, prea nu știu tot, ne-au răspuns la telefon, nu sunt ocupați, eu știu sunt ocupați. Și nu are necesitate, nu-i scopul acum, nu ne-am determinat, este pe loc atunci, eu am venit cu propunere, dați-o punem la vot. Bine, dar e domnul care ne lipsa oricare persoane, noi ca să o numim, spunem așa, acceptă persoane neavând, nu cât de asta de supărare, nu este persoana în cauză care noi o numim într-o comisie. Domnul președinte, avem dreptate, este regulament și la clar, în cazul când. Haideți să ne documentăm legal. Noi nu ieșim din cadrul normativ. No, propunerea că sau nu? Domnul primar, dumneavoastră aveți dreptate. Eu am consultat regulamentul, vezi, dacă nu s-a prezentat la... Da, noi nu putem fără persoanele în cauză, las spui motivul. Eu vă înțeleg că nu puteți persoane, nici o persoană la dumneavoastră nu pentru o ședință. Nu ieșa și fără. Doamna, mă, știi, și eu nu m-am prezentat. Am de dumneavoastră. Păi, îmi pare că eu la toate ședințe, la comisie, mă prezint. O avem pretenții la ei. Exact același lucru. Eu este regulament, într-adevăr, trebuie să-l cunoaștem ca asta e. Și pe noi ne-au ales oameni, nu să facem circ aici. Corect. Stimați colegi, doar vă spun un lucru. Situația similară care dumneavoastră o menționați, exact și la noi comisia funciară. Și noi deja avem vreo, noi nu știu câte tentative de a ne convoca. Și iarăși, nu cu supărare, nu pun partid. Eu ce v-am spus, că noi punem disponibilitatea de a veni la comisie. Domnul Lavric, dar ce înseamnă supărare? Haideți și ne-au supărat, la urma urmei, ialovinenii ne-au ales, nu să ne supărăm. Hai să propunem, da. Propunem, concret, ca să nu modificăm, să schimbăm într-o parte. Adăugăm la comisia juridică. 1, 8, Lavric invitat. Comisia juridică. Și dacă mai este cineva jurist și
este conștient că modificăm numărul comisiei. Fie nou, mai mare și cine să fie prezent. Cine mai este El este Tudor. Tudor. Da, este el acum cineva. Da, el este. Eu este. El este. Ia să vă democrație. Nu este nimic, cu tine. Voi unul aveți. Doamna Ana Doschinescu. Domnul Cotar. Doamna Ana Doschinescu, numărul 9. Și atunci o să fie 9, 5 o să fie prezenți, că majoritatea sunt prezenți, că o să fie eu. Și o să meargă cu 4. Da, asta e cel mai bună. E ok așa. Ok, da. Bine, eu am întâlnit. Acum vreau să discutăm, punem în discuție, includerea punctul 2, exact situația la noi complicată la Comisia Funciară. Noi ne putem convoca. Eu, uitați, hai să o discutăm. Eu nu vreau să... Până a ieșit propunerea, dați să vedem că la noi... Propunerea trebuie să vii, domnul președinte, la președintele comisiei. Cine președinte? Eu sunt președinte și comisiei. Ascultați. Și la noi, uitați, chiar am avut toți colegii. Noi n-am putut mai, că ați văzut că ne-am convocat pe ad hoc, fiindcă mai multe tentative de a ne convoca și nu putem să ne convocăm. Eu remarc, domnul Poltavcic o prezent tot timpul, domnul și iarăși domnul Ion este Ivan, mă scuzați că spun, domnul Ion Postică este prezent acum, activ și când consideră domnul Unceanu este prezent, dar stără mai des când consider că uite, eu trebuie să vin după la ora așa. Dacă noi ne convocăm în altă oră, domnul Unceanu zice gata, eu nu mai vin. Asta este situația. Deci restul persoanelor, noi avem situația că nu mai vin. Și dacă nu este o persoană, noi nu avem capacitate de lucru a comisiei. Hai, vă rog, propuneri, ceva, să îmbunătățim situația comisiei, că chiar e dificil. Și vreau să vă aduc așa, comisia funciară, domnul Oceanu, dacă noi revenim clar că ne-am adunat asta, Constituțul știți să nu respectați o repede față de comisie. Eu v-am spus că ar trebui măcar să vă așezați la masă, dar nu contează. Vreau să vă spun altceva. În comisie ar trebui să fie persoanele care au un de timp și poate, dacă în comisia noastră funciară, ar trebui chiar la fața locului să ieșim la obiect, să ne uităm de când vorbim. Ar trebui, dacă noi nu avem timp, din start spuneți că nu avem timp și nu lucrăm în comisia. Și nu trebuie noi să facem show-uri. Da, sunt alte propuneri ceva, eu aș vrea din partea fracțiunii, delegația de persoane lucrative. Uitați, nu contează, deci noi chiar vrem să fim lucrativi, nu contează. Delegați voi de la asta și să modificăm cumva componența. Chiar asta vreau. Nu contează cu cine, tot în consiliu venim, dar e important să fii prezent, fii activ. Domnul Cancer. Punem pe cojocarul de comisie. Domnul, punem pe cojocarul de comisie. E are. Și mai propuneți să fie cu frate... Pe cojocarul. Da. Propun cu cojocarul de comisie. Da. Și încă frunză e în ea. Lasă-ți. Nu reușim. Dar eu sunt deja într-o comisie, cu plăcere. Dar trebuie să fii și într-o două, nu? Ideea care e, dar e posibil să includ. Să fie prezent. Asta, bine am înțeles. Domnul Gămață. Mai propun domnul Gămață. Domnul Gămață. Așa. Hai să dați citire, să dăm citire, să dăm citire. Punctul se modifică. Punctul 1.1. Punctul 2 sub punctul 2.1 a decizii 07 din asta se privire. După cum urmează, se exclude. Noi nu excludem pe nimeni sau se exclude. Nu exclude pe nimeni din comisia juridică. Dar se așa. Se modifică componența numărul. Da? Se modifică componența numerică. Componența numerică, corect, mulțumesc pentru. Componența numerică prin cu în următoarea redacție, da?
În următoarea redacție, sunteți de acord așa? În următoarea redacție. Și includem lista care există deja și cei care au fost adăugați. Deci la Comisia Juridică, Ordinea Publică și Administrația Publică va avea următoarea componență. Deci se adaugă, de fapt, sub punctul 2.1.8 cu... Da. Și Doschinescu. Da. Așa. 2.1.8 Lavric Vitalie și 2.1.9 Doschinescu. Și se include... Comisia Construcție și Industrie. Nu, se include punctul 2.1. Deja este la proiectul de decizie. Adăugăm punctul 2.1, de asemenea, se modifică decizia dată în componența numerică, iarăși adăugăm punctul cât a spus. Se adaugă sub punctul 2.3.8, Cojocaru Aliona și sub punctul 2.3.9, Gamarța Ieșanu Dumitru. Alte propuneri? Nu. Înseamnă că supun votului proiectul în redacția citită nouă, acum. Cine este pentru modificările date, vă rog votați. Împotrivă? Abținuți? Cu punctul 05/16 cu privire la instalarea indicatoarelor și marcaje rutiere. Întrebări? Propuneri? Nu sunt. Atunci supunem votul. Cine este pentru proiectul de decizie 05/16? Vă rog, votați. Împotrivă? Abținuți? Nu sunt. Și... cu această notă vreau să declar ședința noastră finalizată și dacă nu sunt, declar ședința închisă. Mulțumim pentru luri de cuvânt, altceva să... Mulțumim la toți, chiar vă mulțumim. Stimați consilieri, în afara ordinii zile, poate decidem noi când ne convocăm într-o ședință extraordinară ca să mai discutăm tam. Fiindcă noi, faptul cum noi am procedat, stimați colegi, nu-i chiar bine. Poftim? Nu a fost de acord cu 20 puncte, dar este mai mult. Noi propunem, nu au fost făcute. Bine. Nu, ele rămân. Hai. Rămân taxele care au fost. Nu rămân. Noi rămânem cu taxele. Rămânem cu taxele de anul precedent. Trebuie asta de spus. Nu rămâne, ca spune că nu rămâne. Trebuie de precizat, că dacă nu se plătează taxele, rămâne fără taxe. Acum suntem... Păi dați acum suntem toți rumeni. Noi avem dreptul la inițiativă, doar suntem consilieri. Avem dreptul la inițiativă de convocare. Sunteți gata să... Trebuie taxele să-i votăm. Săptămâna viitoare, ca să spunem asta. Da? Săptămâna viitoare. Nu, într-adevăr, e regă. Da. Nu, dar eu în genere acolo te uiți într-o parte s-o mărit cu atâta, într-o parte s-o mărit cu atâta. Eu, sincer, spun acolo, într-adevăr, nu e nicio logică. Oamenii au cazul mare. Eu eram. Da, 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 da